Odată cu pornirea în vegetație a culturilor de toamnă, ieșim în câmp pentru efectuarea tratamentelor de protecție fitosanitară. Este foarte important să nu neglijăm partea de nutriție a culturii și în special aprovizionarea cu microelemente. În ultimii ani, Agri a efectuat mai multe studii prin care s-a urmărit nivelul de aprovizionare al culturilor de cereale cu macro și microelemente prin prelevarea de probe pentru analize foliare de la culturi din toată țara. Astfel, am identificat că cele mai frecvente carențe la cultura grâului sunt cele de potasiu, zinc și bor. Așa a apărut Folic Cereale. Conținutul său echilibrat de azot, potasiu, magneziu, sulf și cantitatea ridicată de microelemente din produs îl poziționează pe Folic Cereale ca cel mai potrivit fertilizant foliar pentru culturile de cereale. El acoperă aceste nevoi ale culturilor de la noi din țară prin conținutul ridicat de potasiu, dar și de zinc, bor, mangan și cupru. Folic Cereale se aplică primăvara cu primul sau al doilea tratament în doză de 0,5 până la 1 litru pe hectar pentru a permite o dezvoltare viguroasă și optimă a culturii. Astfel, se asigură plantelor o dezvoltare corespunzătoare pe toată durata perioadei de vegetație, favorizând obținerea unor producții mari și stabile. Ca moment optim de aplicare, pentru următoarea perioadă, Folic Cereale se utilizează la cerealele păioase odată cu plecarea plantelor în vegetație, iar al doilea tratament la sfârșitul fazei de burduf. Crește eficiența economică a fertilizării foliare aplicând Folic Cereale. Aplicând Folic Cereale, cultura primește exact ce are nevoie. Agri îți oferă două analize foliare pentru a folosi la maxim îngrășămintele foliare din gama Folic. Contactează echipa Agri pentru a vedea care sunt condițiile necesare.